Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Să ne reauzim. Eu aș puncta, spre exemplu, dacă vreți să vă gândiți la răcoare, la cele 4 grade de pe vârful omului. Da, da, adevărul că da. Cât o să dureze răcoarea asta, Silviu? Cât ține până când o să fie din nou 30 și ceva? Haideți să spunem că doar astăzi, pentru că maximele în general vor fi cuprinse cam între 24 și 31, 32 de grade Celsius, adică putem vorbi despre valori foarte suportabile, chiar plăcute comparativ cu zilele precedente, exceptându-le pe ultimele două marcate de instabilitate atmosferică accentuată, într-adevăr, săptămâna trecută a fost îndeosebit remarcată prin valul de căldură persistent și intensificat cu maxime care nu doar că au atins și chiar au depășit 40 de grade, până la 42 de grade, la umbră, evident, ceea ce ne arată amploarea acestui val de căldură. Și dacă ne gândim doar la această săptămână, spuneam că de răcoare ne mai bucurăm doar astăzi, pentru că de mâine, deja, masa de aer începe să se schimbe. Odată cu schimbarea circulației atmosferice, peste țara noastră ajunge din nou un aer de origine tropicală, cei drept vom fi deocamdată la periferia acestei mase de aer foarte cald, ceea ce înseamnă că mâine maximele vor fi până în jur de 32-33 de grade Celsius. Ulterior, însă, de la jumătatea săptămânii vom vorbi din nou despre vreme călduroasă, apoi chiar din nou caniculară. Adică, la jumătatea săptămânii așteptăm maxime până spre 34 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Banat, în Oltenia, acolo deja disconfortul termic va fi din nou accentuat. Iar joi deja vremea devine caniculară în regiunile sud-vestice, adică valori în jur de 35, poate 36 de grade la umbră. Cam așa o să arate toată luna august și te întrebăm chestia asta și apropo de secetă. Se prelungește și seceta pe parcursul lunii sau sunt șanse de ploi ceva? Certitudine, da, vor fi zone extinse, afectate în continuare de secetă pedologică, puternică și extremă, chiar dacă, spre exemplu, în ultimele două zile, precipitațiile pe anumite areale au fost însemnate cantitativ și când spun acest lucru în vedere, spre exemplu, ziua de ieri, când în regiunile sud-estice au fost cele mai mari cantități de precipitații în Dobrogea, în zona litoralului, acolo unde de regulă înregistrăm cele mai mici cantități de precipitații în această perioadă, ieri au fost 60, chiar 70 de litri pe metru pătrat, adică cu mult peste ceea ce înseamnă media multianuală a acestei perioade. Mă refer la o perioadă de o lună, de 30 de zile. În ceea ce privește însă săptămânile viitoare, da, temperaturile vor continua să fie ridicate, vor mai fi intervale cu vreme caniculară, așa cum spuneam, îndeosebit în vest, în sud-vest, adică în Crișana, în Banat, în Oltenia, în secțiune, în regiunile sud-vestice, iar din punct de vedere al repartiției precipitațiilor, va trebui să constatăm sau vom constata în săptămânile următoare un deficit din nou semnificativ în majoritatea zonelor țării, chiar dacă, spre exemplu, săptămâna viitoare, în mai multe zone ale țării, cantitățile medii se vor apropia de cele normale, dar, în ceea ce privește mediile multianuale, august este o lună extrem de bună din acest punct de vedere, adică nu este una foarte darnică din punct de vedere al precipitațiilor. Cu alte cuvinte, da, seceta se menține și chiar se extinde în anumite zone și probleme din acest punct de vedere, referindu-mă la anul agricol, vor fi cu certitudine. E un tipar, vara asta se înscrie într-o categorie pe care o știm sau e mai rău ca alte dăți? Acum, depinde cu cine sau cu ce vară comparăm, Cătălin. Dacă ne raportăm, spre exemplu, la vara 2012, sunt convins că v-am amintit de acele zile foarte multe la rând în care temperaturile au depășit 37 de grade. Vorbim despre 43,5 grade Celsius, chiar maxima absolută pentru București pe 7 august, cred, au fost 41,5 grade Celsius, repet, maxima absolută pentru București. Dacă vom compara cu alte veri ceva mai răcoroase, vom constata că aceasta este mai caldă. Nu este din tiparele obișnuite, însă, trebuie să remarcăm totuși că am experimentat cu ghilimele de rigoare valuri de căldură persistente și intense, din fericire nu atât de grave ca efecte, așa cum au fost cele din vestul Europei și sud-vest, bineînțeles. Dar nu este o vară excepțională din acest punct de vedere, cu toate că în zilele precedente s-au înregistrat valori record zilnice și chiar lunare, adică au fost mai multe localități în regiunile vestice, în special
unde s-au înregistrat cele mai mari valori din luna iulie decât să fac măsurători meteorologice. Silviu Grigore, mulțumim tare mult. Cred că o să ne mai auzim luna asta. Spor la treabă, îți dorim. Suntem cumva... Numai bine. Suntem cumva legați de chestiunea asta și poate din ce în ce mai atenți. Și o să vedeți că lângă noi sau sub noi crește o altfel de generație, mult mai atentă. Copiii noștri sunt mai preocupați de chestiunea asta. Să sperăm. Laura ne salută, spune așa, suntem în drum spre mare, undeva pe la Viziru, e o ceață de nu vezi un metru în față și sunt 18 grade, oribilă vremea, impresia că e luna decembrie și vine Crăciunul. Păi, spre asta ne cam îndreptăm. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.